Festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021 de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași s-a desfășurat atipic. 500 de studenți au participat la ceremonie în parcul dintre căminele T9 și T10 din campusul Tudor Vladimirescu. În această zi încep cursurile cea de a 110-a generație de studenți ai școlii lui Asachi. În acest an am avut un an, o admitere deosebită, un an record în ultimii 10 ani. După cum vedeți și dumneavoastră, aceștia sunt doar o parte dintre studenții care vor activa un site, de studenții de anul întâi care vor activa un site începând cu primul semestru. Rectorul Universității Dan Cașcaval a mai precizat că din cauza pandemiei au fost adoptate măsuri excepționale în ceea ce privește desfășurarea cursurilor. În primul rând, clar, trebuia să aducem anii întâi la școală pentru că este trecerea de la liceu la universitate și atunci trebuie să știe exact care sunt diferențele între cele două sisteme de învățământ. În al doilea rând, anul 6 arhitectură este un an foarte dificil și presupune contactul direct între studenții noștri și profesori. Este un an în care se finalizează foarte multe proiecte. Iar anul 2 a fost vitregit anul trecut de o școală, să spunem, on-site, datorită faptului că al doilea semestru practic a fost online și am dorit să recuperăm această lipsă de la școală. Mai multe măsuri s-au luat și în privința cazărilor în căminele din Tudor. Da, este un an diferit față de 2019. Campusul va fi cazat la jumătate din capacitate, practic de la 8.000 de locuri în acest an. S-au cazat deja aproape 4.000 de studenți, urmând atinge numărul de 4.000 chiar astăzi sau mâine. Sunt cazați cel mult 2 studenți în cameră, în vechile camere de 4 persoane sau de 3, iar camerele de 2 persoane locuiește acum un singur student în cameră. În momentul de față, tarifele de cazare sunt ceva mai mari față de anul trecut. Având în vedere, sunt tarife de cazare între 200 de lei și 250 de lei versus anul trecut, când au fost între 135 și 200 de lei, pentru că campusul este proiectat să funcționeze cu o capacitate de 8.000 de persoane și vă dați seama costul de utilități, mai ales partea de energie termică, care este cea mai costisitoare, este absolut la fel, că trebuie să încălzim același număr de imobile, același număr de camere, numai că în momentul de față, din păcate, aceste costuri se împart la 4.000 de persoane. Pentru studenți, noile măsuri și restricții nu sunt o problemă, ba chiar le consideră benefice. Anul acesta, la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, vor studia 15.000 de studenți.